Aș vrea să vă imaginați o scenă familiară din timpul serviciului de închinare în orice biserică, colecta. Cu variații de la o biserică la alta, colecta sau zecimile și darurile, cum sunt numite în adventism, implică trecerea tavei sau coșului de daruri de la membru la membru. Uh, și acest act este însoțit după aceea de aducerea darurilor la altar, uh, care sunt dedicate prin uh, o invocație, de multe ori citirea unui text din Biblie și rugăciune. Uh, în uh, cadrul contextului familiar al zecimii, uh, rugăciunea de obicei cere ca cele nouă părți rămase acasă să fie binecuvântate. Și, de altfel, uh, scopul deliberat al prețorului de zecime este în primul rând, chiar dacă nu-l recunoscut, dar în primul rând scopul este acela ca să fie binecuvântate cele nouă părți rămase acasă și sunt foarte multe anecdote care circulă în lumea protestantă despre oameni care au încetat să dea zecime și daruri și au mers afacerile proști după ce au început să dea, le-au mers afacerile mai bine, Cunoașteți toate aceste anecdote. Ceea ce vreau să remarcați este faptul că acest ritual al adunării daurilor însoțite de o invocare și o binecuvântare specială care transformă banul în altceva în ceva mai esențial deci care conferă o stabilitate monezii sau mă rog, valute respective, ca, care o face, să, face ca cele nouă părți de acasă să aibă o putere de cumpărare mai mare. Și luând și justificarea teologică obișnuită, că darurile și zecimia sunt o expresie a recunoștinței față Dumnezeu pentru har și o participare la lucrarea harului, E clar că această invocare și această citire a textului are ca scop să transforme acești bani într-un semn al Harului. Fiecare cunoștință, fie participare la Har. Întrebarea este de ce numai banii au această menire în biserică. De ce alte lucruri nu sunt transformate în semne vizibile ale Harului, ci doar banul este semn vizibil al Harului. Aș vrea să observați că colectarea zecimii și daurilor este o parodie a împărtășirii, a serviciului a Euharistiei sau cine a Domnului sau Sfânta Cine, cum îi spuneți. Pentru că în ambele cazuri este o tavă care merge de la membru la membru și într-un caz se ia din tavă și în altă caz se pune în tavă. Și întotdeauna este o invocare și o binecuvântare. Pâinea și vinul, indiferent de teologia sacramentală, care poate să fie de partea consubstanțiațiunii sau transubstanțiațiunii, sau pur și simplu să consideră că sunt simple simboluri ale trupului și sângelui lui Isus, dar în care implică totuși o prezență specială a lui Isus acolo, întotdeauna pâinea și vinul sunt niște semne vizibile ale Harului Invizibil. Sunt semne sacramentale, vreau de un sacrament. Și observați că banul este, de fapt, prezentat în același fel. Banul adunat la colectă, dus la altar, este uh, uh, dedicat ca un semn al harului și ca o participare a credinciosului la, la har, la lucrarea harului. Uh, este, deci, o, o parodie perfectă a uh, Euharistiei. Elementele, cele trei elemente sunt dedicarea prin invocație, prin rugăciune și citirea unui text sacramental, și apoi distribuirea în biserică sau invers adunarea din biserică de la membru la membru. Cert este că implică o anumită participare a membrilor, o comuniune. Ei, întrebarea mea este, de ce această analogie? care nu are loc în niciun alt serviciu decât cel al adunării banilor. Și răspunsul meu este simplu că această serviciu reflectă de fapt faptul că biserica prin aceasta recunoaște trădarea lui Iuda ca fiind profesional de credința bisericii. Ceea ce spun pare puțin șocant și vreau să fac o remarcă cu privire la ritualul pe care o face Emil Durkheim, anume că ritualurile sunt ceva ce tranșetă uh, conștiința individuală. Uh, deci nu știi exact de ceva ritualul respectiv. Însă, întotdeauna aceste ritualuri exprimă ceva în inconștientul colectiv al Bisericii. Scopul ritualurilor este să întărească în mintea individului idealurile și credințele comunității. Așa că acest ritual se adresează de obicei inconștientului, mai repede decât conștientului. Ca atare ceea ce spun eu pare ciudat, dar gândiți-vă puțin că cina de taine sau cina Domnului celebrează de fapt două evenimente. Una este serviciul Euharistiei, despre care știm cu toți nevoie să comentez. Celălalt eveniment care este la fel de cunoscut, însă este mai puțin băgat în seamă, este trădarea lui Iuda. Fiindcă episodul din Camera de Sus, de fapt, este o relatare care are ca scop, printre altele, să pună în evidență trădarea lui Iuda. Și uh, introducerea la logheia lui Ioan, în capitolul 13, este după ce satana băgase în mintea lui Iuda, în inima lui Iuda, gândul să-l vândă. Uh, Pavel însuși, în 1 Corinteni 11, spune că v-am învățat ceea ce am primit și eu Ceea ce am primit și noi, că Domnul Hristos, în noaptea când a fost vândut, a luat o pâine. Deci, vânzarea lui Isus este comemorată la fel de mult ca și ideea sacrificiului, sacrificiului celebrat în frângerea pâinii și consumarea vinului. Așadar, este aici un sacrament al trădării, sacramentul lui Iuda. Iuda. A considerat că uh, ceea ce face Isus nu este expedient din punct de vedere politic. Și Iuda a pus banul deasupra lucrării lui Isus. Nu că Iuda ar fi avut ceva împotriva lucrării lui Isus, Iuda era un ucenic al lui Isus și Iuda vroia ca lucrarea lui Isus să reușească, însă pentru Iuda banul era mai important decât pentru Isus, era de fapt elementul esențial și la fel uh, expediența politică era la fel de esențială. Este un lucru care e subliniat foarte clar în toate narațiunile din Evanghelia. Pe de altă parte, e foarte interesant că Evanghelia după Iuda sublinează ideea, explicit ideea, că de fapt Iuda a știut ce face și a făcut bine ce a făcut. În sensul că chiar și Isus i-a recomandat să facă ce a făcut, în sensul că vânzarea lui a fost plăvită chiar de, de Isus. Deci are cum Iuda a avut adevărată înțelegere a Evangheliei. Ei bine, această idee este oarecum transmisă în sacramentul, și repet, este un sacrament de fapt, un sacrament uh, vizibil, chiar are, are toate elementul în sacrament. În sacramentul zecimii și darilor, care repede are tot elementul în sacrament. Uh, și anume, că sensul profund al Evangheliei este cel înțeles de Iuda. Și care este acest sens? Dacă vreți uh, o formulă sacramentală, așa cum în cazul pâinii și vinului avem, acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, luați toți din el și acesta este formula sau citirea sacramentală, care are ca scop să transforme pâinea și vinul în trupul și sângele lui Isus în cazul, în cazul liturgiei catolice și ortodoxe, în cazul religiilor liturgice, ca să spun așa, și în același timp, în confesiunile, în, în biserici neliturgice, cum sunt cele neoprotestante, să facă ca simbolul să devină totuși un canal al harului, așa cum sunt icoanele pentru ortodox, adică o împărtășire cu harul prin simbol. Deci, dacă ar fi să căutăm o formulă sacramentală, în Ioan, capitolul 13, acestea sunt cuvintele lui Isus, ce ai de făcut fără repede, orice înseamnă ce ai de făcut fără repede, idiomul însemnează fi expedient da, deci este exact ideea omului de afaceri și a politicianului care acționează în mod expeditiv uh, asta însemnează cu alte cuvinte că de fapt ceea ce arată biserica prin faptul că a sacramentilizat a sacramen, sacramentilizat a da, sacramentilizat sacrament uh, colectea uh, este că E o închinare la bani, de fapt, în biserică. Și că Evanghelia a fost strădată sau mai precis a fost reinterpretată. În sensul că adevărata Evanghelie constă în închinarea la bani și închinarea la putere și politică. Numai prin bani și politică se poate realiza scopul lui Iisus. Asta a fost ideea lui Iuda, ok? Scopurile tale sunt foarte bune, e perfect, ideea lui frumos. Dar mijloacele tale sunt ineficiente, politică și bani, asta e ce ne trebuie. Ce ai de făcut fără repere, nu? Fi un bun om de afaceri, fii un bun politician, acționează rapid. Și biserica când a transformat într-un sacrament colecta, și colecta este un sacrament, chiar că biserica nu recunoaște acest lucru, practic a recunoscut trădarea lui Iuda ca fiind crezul ei. Ceea ce spun poate să pară ciudat, din cauza asta vreau să aduc câteva argumente. Deci teza mea este că biserica se închine la bani. Uh, și dacă eventual se închină la putere. Asta nu este ceva nou. Numai că atunci când spun că biserica se închină la bani, cei mai mulți oameni înțeleg că clerul este lacom și creștinii sunt materialiști și iubesc banul mai mult decât pe Isus. Asta este ceva banal și a fost dintotdeauna valabil. Creștinii nu au avut prea mult succes, în a schimbat natura umană. Însă, când spun că biserica se închină la bani, eu înțeleg altceva aici. Înțeleg că biserica s-a transformat în mod real în timpul nostru într-un cult al banilor. Mai precis, scopul bisericii, scopul religiei în societatea globală a secolului 21, în societatea de bubble economy, societatea uh, în care uh, consumul și uh, economia, dinamica economiei, depinde de mult de factori economici, de seducția consumatorului, uh, de, în care uh, Wall street și prețul petrolului variază în funcție de factori psihologici, de bubble-uri și de panică și așa mai departe. Biserica are un scop foarte important, acela de a consolida încrederea omului în bani și în mecanismele economice și politice ale timpului nostru. Acesta este scopul Bisericii baptiste, adventiste, pentecostale, metodiste catolice, recunoscute de Ioan Paul al II-lea, sau ortodoxe. Și la, la acesta este scopul iudaismului și acesta este scopul, scopul islamului în ultima instanță. Acela de a consolida încrederea în ban, ceea de a fi un cult al banului. Vreau să-l citesc pe Benjamin Walter, Benjamin Walter, Walter, da, numele german, Walter Benjamin, care, e unul dintre intelectualii cei mai sclipitori din perioada interbelică, a fost uh, omul a fost persoana ingrata pentru naziști, pentru comuniști și pentru anglo-americani. Deci, omul prins din trei părți. Și un intelectual uh, care a fugit din Germania nazistă în Spania, uh, cerând să emigreze în America, să uh, emigreze în Statele Unite unde colegiul universitar îl așteptau ca să ca să continuă tradiția școlii din Frankfurt pe teritoriul american, așa cum au făcut alții Herbert Marcuse și alții însă i s-a refuzat viza de intrare în Statele Unite, între timp KGB-știi deși el era un marxist KGB-știi, oamenii lui Stalin de știi mă rog, agenții lui Stalin au dat de el și l-au otrăvit, se pare, deși versiunea oficială este că s-ar fi sinucis dar se pare că a fost uh, o otrăvit de agenții lui Stalin. Ca tare, om urât de staliniști, urât de naziști, urât de uh, capitaliști, urât de toată lumea. Uh, Benjamin Walter are o teză foarte interesantă, care uh, este o replică la teza, teza lui Max Weber, uh, protestantismul și spirit, uh, sau capitalismul și spiritul protestantismului. Înainte de a vă reda teza lui Benjamin Walter, uh, o să revin puțin asupra unui subiect care cred că este familiar multora, anume concepția lui Max Weber. Max Weber, în cartea lui clasică, Capitalismul și Spiritul Protestant, încearcă să dea o replică lui Karl Marx. Karl Marx consideră că religia e în de suprastructură, determinată de baza economică a societății. Religia e opium pentru popor. Textul lui Max Weber este că religia n-ar fi exact opium, ci religia mai degrabă ar fi un fel de, ca, de ca, cafeină, de un stimulant foarte, foarte puternic, care îl face pe om să muncească toată ziua, să adune bani. Poate cocaină ar fi exemplu mai potrivit decât opium. Opium este un relaxant. Cocaina, din potrivă, îți dă foarte multă dopamină și e un lucru cunoscut că broker de pe Wall Street consumă foarte multă cocaină și multă prostituție. Deci, Max Weber uh, respinge teza lui Marx, opium pentru popor, și uh, e mai aproape de ideea uh, uh, religia ca cocaină. Și anume ce spune Max Weber? Max Weber uh, ia un citat din uh, Benjamin Franklin. Și o să vă ce acest citat. Benjamin Franklin spune: Dacă ai un penny și îl investești, acest penny se fac doi penny. Hai să iau, de fapt, mai țin minte exact ce unitate folosește, dar zic, zic dacă ai un ban și îl investești un bănuț și îl investești, se face doi bănuți. Și doi bănuți investiți se fac patru bănuți. Și patru bănuți investiți se fac 8 uh, bănuți. Și până la urmă se fac un leu și un leu investiți se face doi lei și tot așa ajungem să crească exponențial, ajunge 100, 200, 300, 1.300 de milioane și așa mai departe. Și ca tare, în momentul când tu ai irosit o secundă din viața ta, și în această secundă n-ai câștigat un bănuț. Practic tu ai rostit milioane să zic așa. Și în cazul acesta nu ești vinovat doar că ești leneș ci ești vinovat că ai risipit ceva din ce nu e al tău. Până la urmă banii aceștia milioane de, de dolari sau lei sau euro ce vreți dumneavoastră sunt o valoare publică care trebuie chivernisită și păsată față de care tu ești răspunzător. Așa că fiecare clipă a vieții tale trebuie dedicată câștigului de bani. Mi s-a părut foarte interesantă te teza lui Weber. De ce? Pentru că Weber spune aici, este foarte clar, că banul nu este văzut ca un instrument pentru a-ți avansa anumite scopuri materiale, ci banul este religie. Este un scop al vieții. Și ideea este că scopul protestantului sau al puritanului fiindcă această concepție specifică a mediilor puritani este aceea de a face bani. Acum am crescut în, în, într-un mediu în care așa a zis aici ca protestant era mereu prezentă, în sensul că oameni care au, există oameni pe care am crescut bine în România, a căror singură preocupare în afară de a face bani este aceea de a citi Biblia, pe care o cu sfințire, cu regularitate, dacă vreți, lecțiunea, cartea de cântări, a merge la biserică cu regularitate, a se acheta de orice datorie religioasă, a și susține cu zecime și mai mult decât cu zecime pastori, predicatori, evangeliști, construcții de case de rugăciune. Dincolo de aceasta, să scop lor, fiecare clipă a vieții este dedicată să facă bani. Și acești oameni, dacă discut cu ei și am cunoscut foarte bine, consideră nu că e o pierdere de că e un viciu. De exemplu, să citești ceva ce nu are o implicație practică directă. Adică, da, dacă fiul trebuie să facă medicina, fiindcă medicina este și respectabilă și bănoasă, normal că trebuie să învețe. Da? Sau, ca să faci școală, să treci școala, trebuie să și înveți ceva. Dar ideea de a citi, de dracul de a citi, deci ideea lecturii hedoniste, să zic așa, e considerată un viciu și un păcat. Și o poartă a ispitei nu mai spun de filme sau de muzică care nu este religioasă, pur și simplu oamenii aceștia dacă făceau o călătorie în sănătate, făceau ca să facă bijnița, adică să cumpere, să ducă acolo ceva, să ducă să vândă la Chișinău ceva din România, să ducă din Chișinău ceva să vândă în România, sau dacă vreți chiar mai departe. Niciun caz, deci nu exista momentul acesta de relaxare, de, de preocupare cu altceva decât, decât strict, strict banu, 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 banu. Și pe lângă bani erau foarte preocupați de religie. Or, asta este ceea ce Weber numește etica protestantă. Cum s-a născut etica protestantă? Weber explică faptul că, din cauza că Jean Calvin a susținut teza predestinării, creștinul a fost foarte foarte confuz cu privire la faptul dacă este sau nu predestinat pentru viața veșnică. Și teologia catolică oferea anumite anumită certitudine vieții veșnice. Și această certitudine are legătură cu ce spun eu acum, anume, sacramentele. Ceea ce îi dădea certitudinea vieții veșnice credinciosului din evul mediu erau sacramentele. Botezul, cin, mă rog, pâinea, și vinul de euharistie, sacramentul spovedaniei, dacă vreți, sacramentul ungerii înainte de moarte, și așa mai departe. Căsătoria însuși e un sacrament care făcea să nu se zică vinovat, pentru că făcea sex, de și vinovăția tot rămânea, etc., etc., etc. Toate aceste sacramente erau baza certitudinii creștinului că are viața veșnică. În momentul când Luther a dărâmat această teologie sacramentală și Calvin a mers mai departe decât Luther în a susține teza predestinației sau predestinării, nu știu cum e corect, omul a rămas fără nicio certitudine. De unde știu eu că sunt sau nu sunt predestinat pentru viața veșnică? Și Calvin a instituit o, o anumită ideologie, nu o dogmă o ideologie, anume că semnul că cineva este predestinat pentru viața veșnică este frugalitatea și spiritul in, in, industrios, industrial, mă rog, gospodăresc, deci isprăvnicia, să zic așa, exact ca în pilda talanților, faptul că cineva face bani și viața lui este dedicată să facă bani, gândiți-vă bine, e un tablou din perioada, un tablou olandez, din perioada renașterii, splendid, tablou, care ne arată uh, un cuplu de calvini uh, olandezi. Uh, el, bărbatul, are cu niște mâini foarte, foarte fine și degete foarte, foarte fine. Nu știu cum se numește tablou acela, dacă știe cineva poate să-mi spune. Uh, deci este un tip cu îmbrăcat în costumul tipic olandez de Amsterdam din secolul 16-17 cu niște mâini foarte fine, degete foarte lungi, cu o balanță care cântărește pe balanță monede de aur. Alături este soția lui cu o bonetă tipic calvină și îmbrăcată în costumul de culori cenușii, închis specific calvinilor, ca și soțul ei, aceeași, aceeași culori, care ține o Biblie mare în mână. Dar în timp ce ține Biblia în mână, ea se uită foarte, foarte atentă la balanța în care soțul ei măsoară cântărește monedele de aur, cântărește ceea ce au câștigat prin negoți și cămătărie. Deci este o idee, este un tablou care exprimă foarte bine ideea spiritului protestant al capitalismului, de fapt puritanismului capitalist. Așa că Weber susține această teză că mai ales în Statele Unite ale Americii. Însă, în general, plecând din Elveția, Olanda, lumea anglo în general, dar mai ales Statele Unite ale Americii, capitalismul, care este de fapt, ce este capitalismul? Este un sistem economic care face ca obiectiv principal al întregii vieți sociale, al activității politice, culturale, religioase, al muncii, să fie generarea de profit. Banul devine un scop și ideea este că pe măsură ce banul devine un scop, vor fi tot mai mulți bani și nevoile membrilor vor fi satisfăcute tot mai, tot mai bine. Bun, trebuie să recunoaștem că capitalismul este cel mai reușit sistem. Asta este dincolo de discuție. Până la data aceasta nu avem un sistem mai reușit economic decât capitalismul, care însă are belelele lui și se pare că a intrat într-o fază, într-o înt înt într fază de de metamorfoză într-o direcție distructivă în timpul nostru. Dar capitalismul cu bune și rele, spune Weber, este un produs al spiritului protestant care vede în bani expresia Harului, o certitudine spirituală. De aici e doar un pas la ideea de sacrament, pentru că ceea ce avem în timpul colectei și al zecimii este celebrat banul ca binecuvântare. Gândiți-vă la uh, exemplul tipic, Bisericile, că nu toate bisericile dau zecime. În principiu, zecimea nu e în principiu nou în testamentar. Dar există un relaps al bisericilor, al sectelor protestante în iudaism oricum. Așa că foarte mai multe biserici protestante și mai mulți credincioși protestanți dau zecime. Și chiar cei care nu dau zecime și dau doar daruri, au aceeași mentalitate. Și care este mentalitatea? Atunci când cineva dă zecimea, el de fapt recunoaște că a fost bine binecuvântat. El spune, banul acesta nu l-am câștigat eu. Nu, nu, nu. nu e niciun accident, nici, n-a fost nici scusința mea, meritul meu s-a, n-a fost, dacă vreți, nici mijloacele, nici susite, niciun caz. Indiferent care a fost mijloacele prin care acest ban a fost câștigat. El este expresia harului. Este binecuvântare. Aici este teza lui Banul acesta, nu pâinea și vinul, nu botezul, nu ungerea, ci banul acesta este dovada tangibilă pozitivă că ai fost binecuvântat de Dumnezeu. Da? Și, deci că ai fost primit, că ești predestinat. Dacă Dumnezeu te a binecuvântat, înseamnă că tu ești predestinat pentru cer. Pe la pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a pentru cer, din cauza aceasta biserică, ca tipică, protestantă, diferă foarte mult de biserica de bisericile liturgice, poate excepție tot bisericile protestante istorice, cum ar fi cea anglicană, dar în general bisericile liturgice sunt locuri în care săracii vin, pentru că ideea este că Isus este pentru săraci. Și aici vreau să spun, idealizez cât de puțin rolul social al bisericilor liturgice, care de fapt Încurajează oarecum săracii să fie într-o stare de dependență și ignoranță. Deci e opium pentru popor în sens marxist. Însă, în bisericile protestante nu sunt oameni de nimic. Nu sunt găsiți oameni care nu muncesc, care uh, nu au, uh, mă rog, nu au un venit stabil, nu sunt economici, nu au familie bine uh, așezată. E dacă că sunt mai strați sau mai bogați. În general, sunt familii așezate familii care au o economie stabilă de altfel nu o să găsiți nici alt gen nu o să găsiți artistul sau mă rog nu o să găsiți omul care câștigă bani poate bani buni însă pe căi care nu sunt văzute ca semne ale faptului că tu mergi spre cer cum ar fi să zic arta sau muzica sau poate să fie un sportiv de performanță sau, sau, un savant, de exemplu. Nu, nu, găsiți pe aceștia oameni creativi. Oameni care uh, fac ceva din ceea deci caracterizează acești oameni, artistul fiind, de exemplu, prin excelență, dar e, poate fi om de știință, poate fi artist, poate fi un idealist, un activist social dedicat unei cauze foarte bune, care se luptă cu Ebola virus în Africa, sau se luptă cu sărăcia și vrea să curățe mediul, dar pe aceștia nu veți găsi în biserică. Și interesant că toți aceștia se caracterizează de faptul că ceea ce fac, fac din pasiune. Nu fac pentru bani. În biserică sunt oameni care ceea ce fac în tot timpul este pentru bani. Uh, și nu veți găsi nici pe cei care pierd timpul și sunt pierzători de vară, nici pe cei care trăiesc pentru anumite pasiuni. Și numai pe cei care trăiesc pentru bani, aceștia îi vom găsi în sectele protestante. Așadar, Weber are aici un argument foarte solid. Și când uh, credinciosul recunoaște că banul i-a fost dat prin har, el recunoaște că a, banul este ceea ce e în, în, în tradițional în biserică, pâinea și vinul de la Sfânta Cină, un semn al harului. Sau dacă vreți, ceea ce este o icoană sfințită într -o, în biserica ortodoxă, în care se văzut ca un canal al harului. Banul este un canal al harului. De ce scrie pe magnota de un dolar in God we trust da? pentru că este un simbol religios și credinciosul uh, recunoaște că el a primit har uh, și banul acesta e un semn al faptului că a primit har, este ca o icoană uh, ceea ce înseamnă azi, că el se înseamnă să fie să închină la bani și observați un lucru că nu este nicio crimă să fie un, un speculant într-o biserică uh, dar este o crimă probabil să fie un pictor sau un sculptor sau un regizor de cinema, cel puțin tradițional vorbind. Bun, deci asta este teza lui Weber. Dar prințesa deosebește se deosebește, uh, prin ce se deosebește uh, uh, Benjamin Walter de Weber. Și de ce îl conduce pe Weber. Weber? Walter susține că de fapt uh, capitalismul a fost poate cândva un parazit al protestantismului. Dar lucrurile s-au schimbat. Protestantismul a ajuns acum un parazit al capitalismului, mai protestantismul, toate bisericile creștine. A ajuns un parazit para al capitalismului. În sensul că nu capitalismul este cel care a fost infuzat de spiritul protestant. Ci bisericile, biserica creștinismul și religia în general, dar vreau să mă refer la creștinism aici. Creștinismul este cel, infuz, cel care a fost Infiltrat de spiritul capitalismului. De fapt, Weber Walter susține că biserica creștină a încetat să existe în secolul XVII-XVIII și ceea ce s-a transformat în ceva ce are forma unei teologii, dar de fapt nu este un cult al banului. În sensul că mai întâi biserica nu este altceva decât altă întreprindere capitalistă, adică altă întreprindere generatoare de profit. Ce, care este specificul capitalismului? Specificul, teza clasică a lui Marx din Capitalul, oh, pe vremea mea se învăța asta la școală. Ideea este de valoare și plus valoare, da? Deci capitalismul investește banul în producție. Scopul este să scoată plus valoare, să scoată mai mulți bani. Acum procesul a fost Banul nu mai este investit în producție. Banul este investit în sistem financiar, în bani. Și bani din bani se face. Deci ceea ce face la Wall Street acum și ceea ce practic reprezintă cam 40% din profitul generat în Statele Unite, cel puțin, nu are nimic de a face cu producția, ci banul care creează bani. Deci este procesul scurcircuitat de la valoare la plus valoare. Dar cert este că Omul investește cu scopul de a scoate bani. Și biserica este un loc în care banii sunt investiți pentru a genera profit. Acesta este scopul. Dar nu doar din lăcomie sau din materialism sau pentru profit, ci pentru că biserica este locul în care această activitate făcătoare de profit este sfințită, este consacrată ca un semn al faptului că suntem mântuiți. Cu alte cuvinte, eu nu susțin aici și în niciun caz nu asta e teza lui Walter Benjamin, pe care îl discut, că omul merge la biserică ca să facă profite și bineînțeles el știe că dacă dă acolo ceva, Domnul va binecuvânta cei acasă și Evanghelia prosperității este Evanghelia cea mai predicată în Statele Unite și se răspândește epidemic. Nici nu vreau să susțin că cineva este motivat să fie pastor sau preot sau cardinal sau orice ar fi, de profit numai. Este ceva mai adânc. Este o credință profundă că uh, banul este în ultima instanță adevăratul simbol al harului. Și uh, ei slujesc banul ca un sacrament. Uh, pentru că ei uh, se ocupă de mai ca de un simbol al harului. Hai să vă dau un exemplu uh, foarte, foarte tangibil, concret. Uh, în biserica în care sunt eu, de exemplu. Nu vreau acum să folosesc izmuri, da? E, e, ca pastor, am lucrat ca pastor. Sunt două, e, e, două indice care arată starea spirituală a unei biserici. Una este a, câștigarea de noi membri și, mă rog, faptul că sunt pierduți mai puțini membri sau sunt reținuți membri. Și al doilea este a, banii care Merg de la biserică la etajele superioare. Deci nu banii care rămân în biserică, ci care merg mai departe. Vreau să le comentez puțin pe aceste două. Mai întâi, când este vorba despre numărul de membri, este foarte interesant că aici apare ceva ca în Sufete moarte lui Gogol. Nu știu cât s-a citit povestea lui Gogol, Suflete Moarte, da? în perioada când se vorbea în Rusia că țarul Alexandru, al doilea se pare, nu mai știu care țar, va da un decret ca să se libereze pe Iobagi. Un excroc a început să meargă prin, pe, la, pe la boieri să le cumpere șerbi care muriseră deja. Acum, de unde avea numele acestor șerbi? Bineînțeles că acești șerbi fuseseră când erau niște analfabeți. Dar în ziua când s-au botezat, șerbi, numele acestor șerbi a fost notat undeva în biserică și a rămas acolo, ei fiind proprietatea boierului respectiv. Așa că șerbi aceștia au murit și uh, acest sex croc i venit o idee. Dacă avea foarte mulți șerbi cumpărați de la, uh, uh, la proprietarilor după ce moriseră la un preț de nimic, pentru că până pe erau morți. Și dacă, deci le cumpără sufletele. Când țară va da decretul că se librează șerbii, mi că țară va, va răscumpăra șerbii. Și el va lua o răscumpărare mare, pentru că va avea foarte mult șerbi. Ferește că va face într-un fel să, să, ascundă faptul că aceștia muriseră. Asta era operația foarte simplă pe care vrea să o facă. E o scenă comică când acest excroc se tocmește cu un boier pentru un țigan care fusese fierar și uh, boierul îi cere un preț foarte mare pentru fierar și îi spune de ce? Pentru deci nu-ți dai seama ce fierar a fost ăsta? A criticat ciocan odată și l o și el s-a să puțin e mort, e abur asta a fost ceva. nu mă interesează a avut o valoare deci îi țin valoarea sufletului și după ce este mort uh, istoria lui Gagol se repetă cumva în biserică în sensul că ceea ce interesează pe uh, cei din conducerea bisericii este, în primul rând, o listă de nume. Și nu au niciun interes pentru, pentru sufletele. Deci interesează sufletele moarte, ca să zic așa. Uh, și uh, sunt câteva aspecte aici. Un lucru care m-a șocat pe mine foarte mult după Revoluție este faptul că evangheliștii care veneau din America și cel mai uh, elogvent, de exemplu, este Mark Finlay, uh, insistau cel mai mult asupra un aspect anume de a avea uh, o de a avea o bancă de date foarte exactă despre fiecare persoană cu adresă cu profesiune cu dată de naștere uh, câte sere a participat ce opțiune a avut ce întrebări a pus și așa mai departe dacă a fost sau nu a fost vizitat erau câteva chestionare simple care trebuiau să fie, uh, 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 să fie completate pentru că acestea intră într-o da ba bază de date. Roman prost cum eram eu, neînțelegând cum funcționează lumea asta cu computere, țin minte că la evanghezarul Torp văd, uh, am mai, am mai spus povestea asta, dar acum poveste în alt context, văd numele unui genetician și autor român de știință populară foarte apreciat de mine și de alții pe o foaie de reacție și am cerut să merg să-l vizitez. Tor, Torp, tocmai prezentase teoria evoluției sau creaționismul, teoria creaționismului științific și bineînțeles că profesorul mi-a atras atenția că Torp nu știe ce vorbește și că toți geneticienii știu că evoluția este un fapt. Asta era încă, încă 90. Nu știam încă ce știm astăzi. Și mi-a spus că teoria evoluției nu se răsună așa ușor cu două, trei transparente și două, trei citate luate din context. Însă a fost o discuție interesantă și m-am întors la torp și i-am spus, uite, e un savant, Chiar dacă e român, e savant, e om de știință. Ah. Și omul acesta știe ceva și omul acesta a avut o obiecțiune față de prezentarea ta cu la creaționism. Și el mi-a zis, stai puțin, tu trebuie să zic asta el. Mi-a dat de reacție, uite, punctul 1, 2, 3, 4, trebuia să-l întrebe, asta să bifezi aici, da sau nu? sunt câteva. Deci era un sistem digital. Și bifează și vină. Nu-i treaba, dați de sus cu el despre creație și evoluție și așa mai departe. Și l-am zis, dar vrea dumneavoastră să aveți o conversație cu el pe tema asta? Ce nu. Permite să vă spun asta. De ce? Ceea ce nu străgeam eu era faptul că el punea cartonașul într-o bancă de date și acolo era un sistem digital în care până la urmă apărea numele omului, câteva opțiuni care puteau să fie standardizate și băgate într-un computer ca să fie bază în statistici și așa mai departe. Mark a fost ca, cu siguranță artist în privința aceasta. A fost foarte, 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 nu artist, un adevărat inginer în privința aceasta. A fost foarte exact, foarte meticulos și cu siguranță lipsit de orice urmă de entuziasm real, de sentiment, de emoție, de creativitate, totul a fost doar mecanic. Care este ideea? Ideea este că ceea ce vrea biserica este suflete moarte. Nume, statistici, date, cifre. Dacă vreți Apocalipsa, icoana fiarei, vrea ca fiecare om să primească un număr. Poftiți, iată în Apocalipse, dacă vreți să ajungem acolo. Însă nu vreau să fac speculații cu privire la Apocalipsa. Un alt lucru de care m-a lovit, mai ales în Statele Unite, este faptul că conferințele totdeauna cer toate informațiile cu privire la membrii botezați și membrii devin suspicioși, mai ales cei care vin din afara, a, din afara culturii noastre. Nu vor să-și dea informații, vor să-și să date. Gândiți-vă puțin că este vorba despre uh, unii care sunt imigrații legali și nu au niciun să-și dea toate informațiile acolo. Nu mai vorbesc de faptul că uh, este o problemă atunci când spui câți copii ai și ce copii și așa mai departe. În lumea în care trăim sunt foarte, foarte mulți predatori care să uită după copii, în primul rând. După aceea este prima venitului. În ultima instanță, zecimea este un mod de a cunoaște venitul fiecăruia și aceasta poate să fie, să reflecte cifre diferite de cele raportate la IRS, poate că omul de fapt de zece mai multă decât, decât, ar trebui, de două, trei decimia, dar asta nu are nicio importanță. Cert este că sunt mijloace de informație, it is written, amazing facts, toți adună informații. Și această informație este computerizată. Când uh, uh, un ofițer uh, de informație avertizat, uh, una dintre membrele mele care lucra în armată, uh, să fie atentă când merge la evangelizări, să nu dea acolo totul, că asta e scopul american să adune informație, pe mine m-a nervat și a zis comunistul, tot comunista a rămas, dar de fapt înțeleg că omul știa ceva, că de era ofițer de inteligență. Deci, biserica adună informații și ceea ce constituie primul index al spiritualității este banca de tate care uh, adună suflete moarte, să zic așa. Care se scopă la aceste bănci de date? Până la urmă, eu am fost un idealist și am predicat Evanghelia cu toată convingerea și niciodată nu înțelegeam de ce un om este pus în fața deciziei, trebuie lui ce face cu ea, el o să-l vedem în cer. De ce trebuie neapărat să avem toate datele lui, inclusiv cele Personale. Nu vreau să răspund la această întrebare. Însă este relevant faptul că unul dintre teologii anglicani contemporani, John Milbank, spune că, de fapt, Biserica Evanghelică este o mutație în comerțul de sclavi. Pentru că, să iau de exemplu, John Newman, care a fost. John Newton, care a compus uh, imnul Amazing Grace, uh, a fost și un de sclavi și niciun caz nu s-a lăsat de negoțul de sclavi după ce s-a convertit. Deci se pare că la un moment dat de sclavi uh, a devenit prea anacronic din punct de vedere etic și nu, să, nu, nu să te abia de sclavi. Așa că avem o mutație și aceasta este biserica evanghelică, care John Newman arată că merge exact pe sistem negociat de sclavi. Acum, nu știu dacă ați văzut filmul Amistad, este ceva foarte interesant acolo. Un negustor de sclav, de fapt, avea o bancă de date foarte exactă. De ce? Pentru că trebuia să fie asigurat pentru marfa lui. Dar dacă îl găseau englezii pe drum și îi făceau inspecție, și vedea că a transportat sclad, avea necazuri mari. Așa că aceștia erau prezați ca cargo, ca marfă și puși la, la kilogram. Dacă cumva un, un vas de inspecție britanică din Marina regală se vedea la orizont, negri erau aruncați în apă și se spunea că am aruncat la marfă în apă și asigurarea trebuia să plătească. Cumva, cumva, mecanismul ăsta rămâne în Biserica Evanghelică și, așa cum am spus, primul semn al spiritualității este Registrul de membri. Al doilea semn spiritual ce este cel mai important, este uh, circuitul banului. Uh, dacă o biserică nu dă zecemea, uh, conferința devine in, uh, foarte îngrijorată, nu pentru bani, ci din motive spirituale. Și vreau să spun că sunt sinceri. Pentru că adânc, în subconștientul colectiv al bisericii, este această noțiune că, de fapt, semnul exterior al harului invizibil este banul. Uh, Aș mai avea câteva lucruri de spus aici, însă o să mă opresc aici pentru că interesează să continui data viitoare cu același subiect. Ceea ce vreau să uh, susțin ca teză de pornire uh, în acest subiect este că biserica se închine la bani. Uh, creștinismul este o religie a banului. Nu în sensul că sunt laconi. Nu asta e primul celul păcat. Și în sensul că există o credință profundă că adevăratul sens al Evangheliei e, are de face cu banul. Ce ai de făcut fără repede. Este mai întâi, aplicând sintagma ce ai de făcut fără repede ca formulă sacramentală, care transformă banul în har și în Dumnezeu întrupat, până la urmă. Banul fiind Dumnezeu și e, Dumnezeu întrupat e banul. E, formula sacramentală, ce ai de făcut fără repede, implică un anumit spirit întreprinzător în biserică. Biserica este o, o întreprindere care generează profit. Dar nu generează profit din lăcomie, generează profit pentru că acesta e sensul Evangheliei, așa cum a înțeles-o Iuda. Ce ai de făcut fără repede, fii întreprinzător, fi expedient, arată în banul și preocuparea principală a bisericii este banul și principala problemă a bisericii este banul și cele mai multe comitete sunt pentru bani și acolo unde biserica nu face compromis este banul totdeauna, adică biserica nu acceptă să fie în pierdere, trebuie totdeauna să fie în câștig. Nu pentru că este cinică și materialistă, nu, poate și asta e adevărat, dar ce mai mult decât atât, pentru că consideră că responsabilitatea principală este față de bani și dacă, dacă e neglijentă cu banii, asta însemnează după teza local, vin că merge în jos, nu merge în sus, nu merge la cer, merge în focul veșnic. Pe de altă parte, vreau să mă întorc și la ideea cealaltă, anume că într-un sistem de bubble economy, cum trăim noi, și de economie de seducție, biserica are un rol foarte important, aceea de a consolida încrederea omului în bani și în sistem. Pentru că sistemul nu mai funcționează pe bază de producție, ci pe bază de psihologie, pe baza acestei încredere. De ce credeți că după 90 lumea a început să întoarcă la Dumnezeu? uite, vezi că n-a avut dreptate Marx, că religia nu pentru popor, că uite că, uh, uite că ateismul rău a căzut și acum iar ne întoarce la Dumnezeu și n-au fost celebrate revoluții din Estul Europei ca revoluții creștine, Deci n-au fost așa. Revoluția din România n-a fost revoluție creștină. Nu, a fost revoluție creștine, dar, oh, a fost creștină și pe lumea a fost revoluție creștină și lumea s-a întors la Dumnezeu. De ce? Uh, Islamul s-a întors, mă rog, în Islam a fost o reinviorare fundamentalistă care a devenit un fel de, 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 de uh, produs al doctorului Frankenstein acum, care trebuie ucis. De ce toate acestea? Pentru că sistemul economic global care s-a creat are nevoie de biserică pentru că este bazat pe credință. O să dau un ultim exemplu care încheie. Am pus pe Google întrebarea Does God exist? Și mi un număr de hituri. Nu mai țin minte câte de fiecare dată este altfel și de fiecare dată să iasă altfel. Google, așa cum se te bagă într-un bubble. Și depinde ce bubble ești, poți să iasă hituri diferite. Dar ce dacă mai număr de hituri? Does God exist? Și am pus și o altă întrebare. Does money exist? Și mai de trei ori mai multe hituri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii sunt mai frământați de întrebarea dacă există bani cu adevărat sau dacă există Dumnezeu. Adică în sistemul în care trăim noi, Oamenii se întreabă pe pură dreptate dacă banii sunt o ficțiune sau sunt o realitate, sunt substanță. Și ce este interesant aici, că țineți minte că am vorbit despre argumentul ontologic al lui Ansel de Canterbury. Care argumentul lui Ansel de Canterbury? Țineți minte. Hai să-l reamintesc. Dumnezeu există pentru că realitatea este totdeauna superioară conceptului. Și în cazul că vorbim de un concept necesar logic, zice, atât de care Dumnezeu este în mod necesar, logic, conceptul a tot ceea ce este mai înalt, superior, mai nobil, mai înalt, mai superior în existență, așa că existența ca atare, având în vedere că acest concept de necesar logic, trebuie să depășească conceptul. Dacă vi se pare sofisticat și neconvingător, aș vrea să vă spun că același argument se aplică cu privire la bani. Anume, banul trebuie să, să știm că banii este un concept. Dar acest concept, spre noi, contingent, este necesar logic, așa că banul real trebuie să fie mai mult decât este banul care avem în mână. Dacă vreți, Immanuel Kant, când a contrazis argumentul ontologic, a spus, dacă am 100 de taler în mână, nu însemnează că 100 de taleri real sunt mai mult decât conceptul de 100 de taler. Nu, nu are dreptate. Aici este ideea lui Franklin. Talerul ăsta, dacă îl, dacă îl pui la schimbător, devine 2 talere și pormă devine 4 talere și pormă devine 100 de talere și pormă devine 1000 de talere și așa mai departe, exponențial. Deci, 100 de, deci uh, conceptul de 100 de talere, ce 100 de talere sunt un concept. 100 de ron, 100 de lei, 100 de euro sunt concepte, nu hârtia. Uh, poate nici biț, biții de informație, din bancă, ci pur și simplu, nici în ultima instanță, tot mecanismul acesta al, 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 al dobânzilor care stă la baza valorii banului. Toate acestea sunt simple concepte. Însă, întrebarea este, este la baza acestei concept o realitate sau o ficțiune? Dacă e o realitate, banul trebuie să fie, așa cum spune Benjamin Franklin, mai mult decât este, da? dacă este doar un concept în mintea noastră, înseamnă că avem o problemă. Ei bine, când Anselm de Canterbury în secolul XI elabora argumentul ontologic pe care am discutat aici, ce mai mulți dintre țăranii medievali nu făceau logică și filozofie și silogisme. De unde să știe că există Dumnezeu? I avea nevoie de o liturghie în care prezența lui Dumnezeu să fie manifestă săptămânal în pâinea și vinul de la liturghie. Ei știau că l-au atins pe Dumnezeu, că l-au atins pâinea, că au atins vinul, că uh, au avut harul, i-a îmbrățișat când s-au botezat, înainte de moarte sunt unși și când, a, când ating veșmântul preotului sau o sărută crucea, uh, 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 crucifixul agățat de gâtul preotului, atunci, în genunchi, atunci a îl ating pe Dumnezeu că acesta e un canal al Harului, când se fața unei icoane, este un canal al Harului. La fel, biserica are rolul. Cei care nu sunt convinși de aceste argumente sofisticate, de ce banul există, că nimeni nu poate să demonstreze foarte clar că banul există, da. și foarte mulți consideră că banii nu există. Uh, și când cineva are această întrebare, că de fapt banii nu există, uh, cel mai bun lucru este să dea zece. Și atunci știe Că cele nouă părți sunt reale. Păi dacă Dumnezeu a primit banii mei, înseamnă că sunt reali. Au valoare reală. Nici o inflație nu poate distruge. Dacă vreți, vin cu altă ecuație, vine Evangelistul X și vă spune, știți că peste șase luni o să se dea un decret în America și că a vorbit papa și președintele și mi-a spus un iezuit că steam la coadă la bilete în America de Sud și banii voștri nu mai au nicio valoare. Așa că dacă mai vreți să faceți ceva cu banii voștri, faceți acum cât au valoare. Dați-mi mie. Pentru că banii dați mie, sunt dați lui Dumnezeu și atunci au valoare. Nu i-au pierdut. Dacă îi țineți pentru voi, sunt pierduți. Nu dacă puteți să aveți și cărți de credit, mai puteți să faceți un împrumut sau un second mortgage la uh, casa voastră, faceți și pe aceasta, dați-mi mie banii. Pentru că ați salvat o valoare. Altfel va fi pierdută. Așa că, de fapt, aici este un cult al banului. Și scopul este să te facă, să te convingă că a, a anumită suspiciune, că tot acest mecanism filo economic este o bășică de o, un balon de săpun, un bubble, care când e mai frumos curat, atunci se sparge. Că tot s-ar putea să fie o ficțiune. Că s-ar putea ca sistemul nostru să rea la punctul de dezintegrare, în care am distrus totul și nu mai avem ce, ce, ce produce, ce consuma. Și de aici intervine opimul pentru popor. Soluția, în contextul acesta, nu este în niciun caz comunismul sau socialismul. Soluția este, de fapt, știința, tehnologia, educația, schimbarea concepțiilor, schimbarea concepțiilor etice a relați despre relațiile dintre oameni, relațiile între om și natură, o, o, o schimbare totală de paradigmă. Asta este soluția este să cere un salt în gândire și, bineînțeles, educație și știință. Însă, ce ar fi dacă am mai continua așa, o decată, două, trei, patru, cinci, după noi potopul? Și după aceea cu banii care facem, noi știm ce facem și după noi potopul, când o să ne facem arca lui Noe, ca în 2012, când cei mai bogați oameni, care nu meritau să fie salvați, s-au salvat și cei care au salvat, sau i-au informat, savanți și oameni de știință și uh, au murit și cei care au rămas până în ultima clipă să facă serviciu social, să salveze ce se poate salva, au murit și ei, au scăpat cei cu bani. Cam asta este ideea. Până la urmă, noi vom scăpa că, sau că dacă vezi ca am filmul Elysium, în care cei bogați s-au retras pe o stație orbitală, uh, care este cerul și pământul a sunt distopii, sci-fi, care însă întotdeauna aș vrea să spun sci fi au fost intuiții profetice. Jules Verne, Wells, Edgar Poe și toți ceilalți au avut reale intuiții profetice cu privire la viitor. Așa că și aceasta reflectă ceva despre viitor. Ca tare, religia este aici opium pentru popor. Este un cult al banului, care are ca scop să-l convingă pe om că trebuie să continue să se închine la bani și la putere, pentru că și Iisus i-a spus lui, dar ce ai de făcut, fără repede. Deci, Până la urmă, cum spune Evanghelia după Iuda, se pare că Iuda a făcut ce trebuia făcut și că acesta e adevăratul sens al Evangheliei. Continuă data viitoare. La revedere!